Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi o să fac o supă de urzici. După atâta carne, după atâtea dulciuri, ceva verdeață ar merge. Am fost la doamna Adina Rus și mi-a dat aici o jântiță, cred că bine zic, proaspătă bună și o smântână foarte bună. Și bineînțeles, am cules niște urzici. Eu le-am cules cu mânuța mea. De fapt, cu mănușa, mai bine zis. Și o să pregătesc, după cum v-am spus, o supă. Am pus apă la fiert. Și o să pun urzicile să le dau un clocot. Acum să văd cum le iau să nu mă... piște. Puțin. Stați că pun asta aici, așa. Și le dau un clocot. Eu am cules cam o pungă. Cam o pungă, da. Bun. Iau o lingură să le apăs puțin. Ele oricum scad foarte mult. Aici am pregătit o oală cu apă rece. Dacă aveți și gheață, e foarte bine. După ce le scurg, o să le bag repede în apă rece. Ca să-și păstreze culoarea. Și aici mai am usturoi verde, ceapă verde. O să pun și o ceapă normală. Uscată, 3 ouă, smântână, jântiță și cred că cam atât. Se poate pune și orez, dar cred că nu o să pun, o să fac fără orez. Înainte le-am spălat bine din 2-3 ape. O să tai ceapa. Bun, suficient, că deja începe să fiarbă. Acum le scurg. Și după cum am spus, le dau repede în apă rece. Chiar cu gheață, dacă aveți. Cât mai rece să fie apa. Le las un minut. Se și vede culoarea ce frumoasă îi rămâne așa verde. Și acum o să le pun iarăși la scurs. Le pun în strecuritor și le las să se scurgă bine, bine de apă. Bun, și între timp tai o ceapă. Sunt care nu pun ceapă, numai usturoi. Adina, de exemplu, mi-a zis că ea numai usturoi pune. Da, parcă mie îmi place mai mult cu ceapă. Aia este care pune slănină. Asta o fac chiar fără niciun fel de carne, numai chiar verdețuri. Bun. Punem puțin ulei. Și o să mai tai și usturoi verde. Două sunt de ajuns. Și o să le pun la călit. Așa
așa ne vitaminizăm acum. Urzicile au foarte mult fier. Bun, lăsăm puțin să se călească. O să pun și puțină boia, chiar numai puțin, cât să-i dea o tentă de boia. Și urzicile, după ce s-au scurs bine, bine, o să le tai puțin. Oricum n-au fost ele mari, că sunt... Nu erau, sunt tinere. Am încercat să le culeg pe care sunt mai mici și mai frumoase. Vedeți ce puține au rămas dintr-o plasă de urzici. Nu se mai călește puțin ceapa, o să adun puțin de aici. Bun, acum adaug puțină boia. Cam un vârf de linguriță. Și adaug apa. Am pus foarte puțină apă ca să pot să pun jintuială mai mult. Puțin peperoncino sau piper. Și foarte puțină vegeta. Una că a început să fiarbă, adaug urzicile. Și o să le las să fiarbă așa puțin în apă. Cam 10 minute, după aceea o să adaug jintuiala. Da, deci a spus doamna Adina că pot să pun jintuiala să lasă fiarbă. Numai bine, îi dă gust mai bun. Deci, dacă nu știu ceva, îmi pun mâna pe telefon și întreb. Întreb direct de la sursă. Deocamdată e de ajuns. Să vedem cum mai scad urzicile, să nu fie prea subțire supa. Și acum să vedem cât este de sărat. Nu e foarte sărat, deci mai pot să pun puțină sare. Bun, și lăsăm să fiarbă. Și urzicile sunt fierte. Acum o să sparg ouăle.
să le separ, o să pun gălbenușul într-o parte, gălbenușul o să-l folosesc, gălbenușul o să-l folosesc la smântână. Două gălbenușuri sunt suficiente, nu pun mai mult. Pun doar 3 albușuri. Și un gălbenuș îl las deoparte. Pun puțină sare aici în albuș. Încet, treptat, să se formeze zdrențe de ou. Aici fiecare ce tehnică are. Și depinde și cum vă plac, mai mari, mai mici. Eu le fac mai potrivite, nu foarte mari. Nu-mi place să găsesc foarte mare. Bun, am terminat. Mai las 2 minute să fiarbă. Verdeață o să pun la sfârșit puțin pătrunjel.
prind focul. Și aici pregătesc smântâna. Bineînțeles, de la doamna Dina Roz din piața Ion Meșter. Are o smântână foarte bună. Uitați. Foarte, foarte bună. Și o să pun... Eu pun 3 linguri mari de smântână. Voi puneți cât vreți. Și dacă vreți. Cu 2 gălbenușuri. Amestec puțin. Ce culoare frumoasă au și gălbenușurile ouă de casă. Uitați, e galben. Și acum adaug treptat din supă. Turnăm totul în oală. Amestecăm bine. Adăugăm pătrunjelul verde. Mai gustăm o dată să vedem dacă lipsește ceva. Nu lipsește nimic, este foarte bun. Vă pun în farfurie și vă servesc acum. Sunteți prietenii pe care vă servesc. Farfuria voastră, pe care bineînțeles că o să o mănânce mondialul. Să aveți poftă și o zi minunată, vă doresc!